Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de Recent 3 Titan Lords. În episodul anterior am vorbit cu cetățenii Tiranisului, am aflat informații. În acest episod o să facem cam același lucru, o să încercăm să punem mâna și pe ultima carte de care avem nevoie pentru noul rank, misiunea dată de către Wilson. Am vorbit și cu magicianul Mauricio, cel care îi antrenează pe băieți aici frumos, uitați-vă ce se antrenează băieți aici, tate. Hai să vorbim și cu Ferrarul Tiranisului, să vedem, poate ne face și el o armă șmechere sau are ceva de vânzare, nu știu, I don't know, dar nu, nu și întâi să furăm, bineînțeles. Hai să ciordim tot. Aici o sabie brută, nu cred că îmi zice nimeni nimica, bă, ce întuneric e, frate. Deci e așa întuneric, broadere, nu e nicio luminiță pe aici, nicio luminiță. Da, știi în cură că nu mă vezi, frate, eu sunt aici. Cheful. There's something about an oiled crankshaft here. I've already got that. Opa. Rune skin, nice. Spyglass. Apple. Broom. Hand mirror. Să ne uităm cât de frumos suntem. Hai să vedem ce mai e pe aici, pe sus. Cărniță, tati. Ok, și cred că am, uite, încă o rună, tot de rune skin. O cașchetă. O cașchetă, tati. Gold. Water. Nu vreau să dorm. Domnule Nameless, ce înseamnă asta? Mamă, ce fulgeri, uitați-vă pe geam. Ce efecte mișto. Super. Da, efectul ăla e de vreme, n-ai mereu plouă, gen. Deci dacă ne uităm pe cer, mereu fulgere și cam ăsta e efectul de vreme, să zic așa, atât. Bă, nu pot să forcesc și o armă aia, n-am găsit încă ingredientul ăla. Mamă, cât e de bună asta, fie antenă, 110 are. Dar mai avem nevoie de crecăna și trebuie să mă opine din nou să văd unde-i naiba lui ăsta ca să facem arma asta șmecher, e mișto rău. Pare să fie mișto rău. Da, neapărat trebuie să ne uităm. Gordon. Ce faci aici? You're not a guardian, are you? No, the mages saved me, so I'm doing my share here in the camp. I don't know the last thing about magic, but I can forge a good sword. Faci-mi una. A blade is a loyal companion in these times. True, but my enemies need to die. I don't care how. Ce faci când nu forjezi arme? Not at the forge. I sleep. Mă gândeam. Well, sometimes I have a little drink in the tavern after midnight. When you bang on the anvil as much as I do, sometimes your hand starts to get a little shaky. A strong drink helps to steady the bones, you know. And if you can have a drinking contest with someone on the same night, all the better. Ia să vedem ce să mai zic ăsta. Tell me about blacksmithing. I owe the mages. Ah, so you'll have to pay me. Or if you're afraid of sparks, you'll be a terrible blacksmith. If all you need is a better weapon, I can sell you one. Ok, ia să vedem ce are de vânzare. Mărlă noi eu. Bla bla bla. Văd că are și o armă de spirit. 55-85 a noastră are mai... E mai bună a noastră. Dar e mișto asta. Că e de aia. Dar costă o grămadă, frate. 1640, nu vine să cred. Nu o să o cumpărăm. Aștept să-mi forțez arma aia șmecără. N-aș da atâția bani. Macana care era mai bună decât a noastră, da, o luam. Dar e 55 cu 85, a noastră e 55 cu 95, dacă nu mă înșel. Și alte fleacuri, văd că... A noastră e 50 cu 95, da, exact cum vă ziceam. Totuși, a lui dă din 55 în 85. Aceeași chestie. Să luăm, să nu luăm? Nu luăm, că n-avem bani. Suntem săraci momentan. Și nu prea mai avem ce să vindem, tate. Plante, Broadroot. Dar nu vinem plante că-s bune, ați văzut. Tărără, ce să vând? Că nu mai am ce să vând, frate. Chiar nu mai am ce să vând. Ia, nu pot să port eu asta, ia.
Unde-i mâncaia și gurița lui? Nu-l mai văd. Uite-l. Ana, ăsta nu-l poți purta, frate. Asta cred că e un... Nu, nu pot să-mi dau seama ce e ăla. Hai să-l vindem atunci, Ana, că... Sau-l lăsăm acolo, lăsăm acolo, de fapt. Lăsăm acolo. Cine știe, poate avea nevoie de el pentru o armă forjată, I don't know. Nu pot să-mi dau seama. Nu putem purta, dar nici nu... Nu putem forja gen. Spune-mă despre povestea ta. Tell me the story. It all started back in the time when the Inquisition and the mages were still making common cause. I was already a smith then, and I was doing loads of overtime. I was so overworked that I forgot to fold one particular blade properly. Okay, so you forged a bad blade, so? But that's just it. That sodding blade ended up going to the Commandant, and of course, it snapped. He wanted to have my guts for garters, so I packed my things and went over to the mages. I'd never have made it without them. Și întorci la Inchiziție nu e o opțiune. Returning to the Inquisition is not an option. Definitely not. I hardly think they would welcome a deserter back with open arms. No. No, my place is here. The mages will accomplish what the Inquisition failed to do. And that is? Defeat the Titans, once and for all. Oh, I think I've heard enough. All right. I have another iron in the fire anyway. Yeah, asta are legătură cu ultima carte, penultima. What kind of a question is that? I usually have a cover on the outside and pages on the inside. I heard that people even write things in them sometimes. How do you feel? Other than the fact that I hardly have time to eat because of all the work I have to do? Great. Your questions aren't getting any more intelligent. Do you need to conduct a black ritual now and then? What? What the hell do you want from me? Cartea. The nonsense you're spouting is similar to the rubbish Stanley was saying. Ah, Stanley. Uh-huh. What's up with Stanley? He's been strange lately. He turned on me recently when I was near his chest. Something's wrong with him. Opa. I bet he's hiding something in there. Something he doesn't want anyone to see. A book, perhaps? Could be, but I've no idea. Let me know if you find anything out. Right. If you were planning to snoop around his chest, you should perhaps know it's behind the house. Ah, I'm nevoie de cheia. I need a key for Stanley's chest. E dimineața la mine, de aia casc. Mereu casc dimineața. For each lock that I manufacture, I usually make a spare key. Poți să-mi dai cheia? Can you give me the key? If you want the key, I'll have to ask for some gold in return. I owe the mages a lot of money, and I can't afford to give it to you for free. Do you have keys for the mages' chests? What do you want them for? Well... Well, I really don't want to know. I'm afraid I must disappoint you. I didn't make chests for the mages, so I have no keys for them. Give me the key to Stanley's chest. Here it is. But don't tell Stanley I've given it you. Right. Ok, prieteni, am luat cheia de la chestul Stanley. Unde s-ar presupune că ar fi o carte de care avem noi nevoie. Așa că hai să mergem să vedem. Am zis că în spatele. Cred că ăsta e chestul, da. Stanley chest. Hai să vedem dacă găsim. Gold 20. Iron Ornament și Tornot Page. O pagină. Ia să vedem. Quest completed. Și acum dacă mergem de la Stanley. Ia să vedem. Ce se va întâmpla. Unde ești Stanley? Că tot te-am văzut, mărlanule. Ăsta cred că e. Nu, ăsta e Guardianus. Guardianus. Bă, să-mi pun și o tastatură asta mai așa. Ăsta nu e niciun caz. Cushield. Cushield stă degeaba, mărlanul. Bă, unde e Stanley? Cred că ăsta e.
Asta e vetrani, nu? Ăla trebuie să fie. Sau ăsta e guard. Nu, ăsta e Hardwick. What the fuck? Bă, și tu l-am văzut pe Stanley ăsta, plimbându-se de aici acolo. Poate o fi la antrenament? Nu cred. Totuși să verificăm. Wells, cadet, cadet. O fi înăuntru? Ah, cred că ăsta e Stanley. Da, bă. E lucrează aici. Ești nebun la cap. Până ce întuneric, nu vezi nimic, frate, de asta prinde o torță când vorbesc cu ăsta. Așa. Well, my friend, it must be me. Well, not from me, but from the gunpowder. Shotguns are my life. Oh, sună bine. Mușchetele astea, armele pe care le facem. Finally, someone who agrees. Most of the guys here just rely on their crystal gloves. I always say, what's better than a mage? A mage with a gun, of course. Ce crezi despre magicieni? Well, officially they are of course the ones with the big plan. They're building a contraption that's meant to save humanity from the Titans. But all I care about is getting paid. I don't care where it comes from or what I have to do to earn it. What's your job with the Guardians? I'm in charge of maintenance and repair of the firearms. We don't have many, but I'm the only one who knows anything about them. That's also the reason why I don't have to slog my guts out in the mines or play the washerwoman like Vetranio here. What's wrong with Vetranio? Ah, he's useless, like most of the new arrivals. He thought if he could conjure a few sparks, he'd be the biggest fish in the pond. But that's not how things work. If you've got no skills, you're worthless. Everyone has to start somewhere. You, maybe. Not me. I was always an artisan. I'm just following my calling. Listen, if you want to learn about firearms, I'm your man. Serios? I can take those things apart and put them back together so fast that your head will spin. Da, și asta ne învață despre armele de foc, adică pistoale, shotgun-uri și așa mai departe. Ceea ce nu o să mă vezi, v-am zis, nu vreau să iau parte la asta în jocul ăsta minunat. Nu mai vreau să dau cu pistolul cu astea, cu sabia. Just one thing, keep practicing. Take me, for example. Every morning I do target practice on the stand. Most people here think it's a waste of time, but I say it's worth it. Tell me something about firearms. All right. What do you want to know? Da, aparent nici cineva ce guns, nici pistol, muschete, shotgun, critical hit, cum se dă. Ceea ce nu o să învăț. Am învățat puțin la început, dar acum nu. Nu are rost. Vreau să ce are de vânzare, în schimb. Are arme. Uf, 60-60. Nu, 665. Arme, gloanțe și în cenale și două, să ține minte, nu o să mai cumpăr că rămâne în săraci. Dar să ține minte care asta două, să nu uit, că să vinem să le cumpărăm, că nu o să avem mai mulți bani. Hai să zicem că am găsit acea pagină în chestul lui. You did what? You went through my chest? Give me back that page. You will never get my book. Cum adică, bă, cum vine treaba asta? Nu știu dacă avem intimidate, 80. Bă, da, uite că avem. Hey, what are you doing? Grag, claflag, raf galgna. Stop it! Are you crazy? Ruflagna la raflag. Bă, ne nebunim pe asta. Alright, alright. Here's the book. Just stop. Nice. A, n-am luat minus 1 în suflet, dar a fost amuzant, sincer. Ok, prieteni, și ne mai trebuie decât o carte pe care o găsim în Call of Duty, dacă nu mă înșel ultima. Ia să ne uităm puțin. Un rank, da, mai avem nevoie de una singură. Și aia e în Call of Duty, dacă nu mă înșel, așa că o să mergem chiar acum să o luăm și pe aia. Și vom primi și o armură șmecheră. Cea din, cea medie, să zic așa. Mai zic ăștia ceva, băieții? What do you think of this part of the world? The mages are powerful and have built a substantial base here. And they are pursuing the wrong objectives.
They haven't really understood the dangers and will perish like all the others. Am uitat, stai așa că trebuie să mă întorc înapoi. Guys. Am uitat să fac o chestie. Hai să-i zicem lui ăla că am luat partea de jurnal, să mai luăm niște experiență, că după aia am e că nu mai putem să-i zicem. Dacă ne ducem pe asta, insulă, nu știu. Nu riscăm, prieteni, nu riscăm să pierdem puțină experiență, dar o pierdem, fraților, și nu e bine. Ia uite-l pe ăsta să scarpe la mustăcioară. I took care of Stanley. What do you mean by that? He should be back to his old self by now. That's good. His angry self was getting on my nerves. Hopefully he'll have some peace and quiet now. Ah, nu mai avea nimic ca de zis, am înțeles. Am înțeles, broadere. The longer I watch you, the more I respect you. You don't give up. Altă viață. Even after death. That's impressive. I'm proud to fight at your side. Likewise. Îmi place. They'll never defeat men like us. We'll force the shadows back into the darkness. Super, se pare că am primit și noi puțin respect din partea lui Ken în cele din urmă. Și va lupta alături de noi până la moarte. Tell me more about Polly's daddy. A, pe asta am mai ascultat-o odată, frate. E același speech. Hey. Hai să zicem că a luptat pe Rumor, am uitat să zicem chestia asta. Good. Then I'd say we've made our cut on Tyrannus. Ok, am rezolvat-o și pe pate. E doar așa, bla bla bla. Bă, nu știu Sadek dacă mai are ceva de zis, hai să vedem. Probabil mai ne dă o poțiune ceva, ca de obicei. Hey, exact ce vă ziceam. In magical things, aren't you? Sure. Well, this potion is exactly the right thing. Perfect, atât vreau. Sadek here has the vision of magic. Vision of magic. So you will find everything that is magic much more quickly than anyone else. Și am mai primit un lichior. Un lichior veșnic. Hai să mergem, prieteni, în Calador. Puțin mai lung loading-ul ăsta pentru că am băgat modurile alea și ideea se încarcă mai mult o leacă, dar nu contează. Wow, s-a schimbat puțin și vremea din Calador, vedeți și voi. Aici e mișto, arată mișto, îmi place. Ok, mergem la Citadelă. Să mă uit și pe mapă să văd exact unde e ultima carte. Deci ultima carte ar fi aici. Undeva. Ar fi la... Ia. Travis. Hai să mergem la Travis, prieteni. Prima și prima dată. Are asta? Cartea pri la el? Nu cred. Ia să ne uităm cu grijă. Mi-ar arăta că la ăsta ar fi. Să ne uităm cu grijă. Are multe porcării, dar nu văd nicio carte, frate. Ne uităm puțin pe mapă. Mi-ar arăta că aici, poate e la altcineva. Vorbim cu toți ăștia. Trebuie să fie unul care are legătură cu cartea de pe aici. Nicoldon, nu. Sau fi ascunsă pe undeva pe aici, nu știu. Zic și eu. Nu, pe aici nu mai e nimic. Taci pe din gură, handicapatule. Că nu găsesc cartea, moie. Hand over your last wages. What? You heard me. Give it to me. What makes you think I'm gonna cough up to you? Because if you don't, I'll fucking kill you. Okay, you pile of shit. Altă viață. Piss off. 180 de gold, bun, bun. Da, dar aici nu mai e nimeni. Dar nu pot să înțeleg.
Quest succes, distiller, provizie merchant. Poate trebuie să mergem aici, nu știu. Aici văd că are legătură iară. Nasoală treaba, prieteni. Sper că n-am făcut ceva greșit. Am luat carta și am mutat-o pe la altul. Nu mai aduc aminte. Dar nu cred că am făcut eu așa o prostie. Deci că aici mi-ar arăta că ar fi. Aici sus undeva. Dar nu pot să-mi dau seama unde. Să mă uit o leacă pe ne dacă nu, prieteni. Pentru că treaba e nasoală. Watch it. Aici nu e absolut nimica. Uite, bă, un cristal aici. Ia-l. Don't do that again. Treaba e nasoală. Ne mai uităm o leacă pe aici să vedem. Dar nu e nimica. Din păcate, în ce knowledge? Poate trebuie să fim pe timp de zi, nu știu, hai să tragem un pui de somn. Zic și eu, sau... fi printre un ces pe aici, nu pot să-mi dau seama. Și mie mi-arată că aici ar fi. La Travis, dar Travis nu zice nimica. Nașpa. Poate trebuie să înveți astea? Nu cred. S-ar putea, prieteni, hai să vedem. Nu știu. Zic și eu. Show me how to distill my own rum. You simply need to have a still. Water, sugar and a little yeast and then wait. Poate așa. Zici ceva despre cafe, nu știu, zic și eu. Văd că mi-apare alea la misiune, gen distiller și chestia asta altă. Mamă, uitați-vă ce, wow. Îmi place cum se vede inima lui ăsta. Stai așa că nu-mi place. Și drinker. Și nu. N-am Tognis, frate, să moară tanța. Tognis. Așa. Teach me how to boost the effect of alcohol. Okay. Master drinker. Mamă, frate, Tognis 80. Really not that good. Show me. Nu, frate, nu merge și le-am învățat degeaba, dau load. Nu vreau să învăț așa ceva. Pierdut și mulți bani. Ceva nu e în ordine, prietenaș. Trebuie să fie, cred că, prin inventar, prieteni. Trusting, discipline, piercing, carte, vreau carte. Trebuie să ne uităm cu grijă, prieteni. Dacă nu mă uit pe mine după asta, n-am ce face. Se vede exact unde e. Look pick. Chisel, hammer, gold, spigla, soif. N-are, frate. Nu există cartele astea. Tragem așa și mă uit puțin pe internet, prietenia, să vedem exact cum se cheamă misiunea. Witch Hunt. Imediat revin, prieteni, că nu știu unii. Witch Hunter Reason 3. Ok. Ok, la rumul, dar așa. Aia, în terenul s-a luat-o, după terenul s-a luat-o. Faptul rumul, dându-o fan de porți rumorte, așa, aia am luat-o. Aia de la Brian am luat-o.
Dar nu găsesc, ești nebun? Cred că asta l-a luat-o, dar nu știu exact unde-i. Ia să mă uit eu pe YouTube, poate găsesc mai bine. Ce scuze, prieten, dar n-am ce face, nu știu exact unde e. Demon Hunter. Pă, și pe YouTube nu o găsesc, frate, să mă arăt tanța. Da, super. Deci. Rumult. Tyrannis de la Stanley. Luată. Nu, ia, iată, n-ai într-o peșteră, n-ai, nu pot să-mi dau seama unei peștere asta. A, ba da, i-am luat-o și pe asta, frate, să mă arăt tanța. Și care ar mai fi, nu pot să-mi dau seama. De ce mi-arată că aici ar fi? Deci aici mi-ar arăta că-i. Trebuie să fiu un chest, nu pot să-mi dau seama. I don't know anything about distilling liquor. Da, foarte nasoală treaba, prieten. Ia. Mai încerc o chestie, nu știu. Dăm un semn că nu o să închid episodul și o să mai caut pe internet să văd. I'm really not that good. Și. Dar e degeaba, e degeaba. Uite, mi-a arătat că aici ar fi, la Kramer. Fi la Kramer, poate. Diamond Hunter, Bulls, Plated Air Center, dar nu cred că o găsește în inventar, n-am găsit niciuna în inventar, trebuie să fie altă manevră. Și ar mai fi una în partea asta, la altă. Gen aici. La ăsta. Aici m-ar aduce. Dar nu are nimic, nici ăsta, frate, să mă arăt tanța. Pa, mă. Mai mă uit odată sus, nu știu, pe aici, pe undeva, habar nu am. Pe afară, hai pe afară. Aici m-am uitat de 15.000 de ori. Un chest, ceva, nu? Nimic? Really? Unde ar putea fi? Pe sus, pe undeva băgată, nu pot să-mi dau seama. Just... Da, ciudată treaba. Ce mai nervează, frate, misiunea asta, că nu găsești, deși ți arată aici, nu îi. Nu îi. Da, prietene, o să încheie episodul, o să mă mai uit eu când o să o găsesc, o să revin cu un update. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați, dați-o cu un like, un subscribe și un share. Eu am fost Mitică, toate cele bune, respect, pa, pa.